Are gust de muce, gai, jur. Bă, tu mi-ai luat băuturi stricate, deci am aflat, gane, nu te uita dracu pe expirat. Salutare tuturor, ce faceți? Astăzi sunt alături de IP Blood Dragoș și vom face un unboxing, un review, un taste test. Vom analiza tubul și vom analiza și shaker-ul la noua aroma lui PewDiePie, Yuzu Splash. Atenție, nu Yuzu Splash, din ce am văzut pe internet, există deja o aromă Shiny Splash, acesta este Yuzu Splash. Tematica acestei arome este PewDiePie îmbrăcat într-un costum de samurai cu o sabie și taie fructul Yuzu. Tocmai de acolo vine Yuzu Splash. Aceasta este a doua aroma lui PewDiePie. Este singurul streamer creator de conținut ce are două arome. Până acum toată lumea are doar o aromă. Fructul Yuzu este un fruct foarte popular în Japonia, în Asia de Est și în Asia de Est. În România nu se găsește. Din ce am văzut pe Google, seamănă cu o limonadă, grapefruit, mandarine, portocale sau chiar o combinație între ele. Așa că m-am dus la magazin și am cumpărat oricât de multe produse am reușit să găsesc și le vom testa la finalul videoclipului. Vom compara aroma lui PewDiePie cu aceste produse. Bun, haide să luăm un cuțit și să îi dăm drumul la unboxing. Hai, nu mergi mai prost, beți. Nu mai ajungem acasă. Sunați la... Vă dau numărul de telefon la sfârșitul videoului. Lăsăm în descriere. Ia să vedem ce au trimis americanii ăștia. Mamă, dar l-au îmbalat pe vedere. Mamă. Hârtie multă. Auzi, ne-am băgat și două sticăre. Da? Am zis că e Am uitat să vă zic, eu am luat și mai multe shakere pe lângă aromele Yuzu Splash. O să le arăt mai încolo, să le prezint. Acesta este shakerul Blacktout, shakerul Twitchcon 2019, cel la reward-uri. Shakerul meu preferat, Winter White, este transparent și putem observa culoarea aromelor. Alte build-uri. Shakerul nou de la Face, Trail Blazer se numește. Și încă un shaker al unei streamerițe, Chloe Donald, roz. E ceva. Sunt multe, mă, Mai trebuie să mai luăm. E pe sărăchie. Acum revenim la adevăratul unboxing. Ia uite-o, Dragoșe. Frumos arată. Arată mișto spatele. Ia uite-o aici. Arătăm și spatele. Yuzu Splash, frumos. PewDiePie îmbrăcat în samurai. Logo-ul G Fuel, din ce văd, este acea tematică a lui PewDiePie, a lui, știți, cu valurile acelea, practic logo-ul lui, dar pe în combinație cu tematica de la Yuzu Splash, așa mai mai un albastru închis de seară, noptat, să aibă legătură cu... Chiar arată mișto asta, spatele chiar e mișto. Hai să analizăm fața. Bă, e mișto această colaborare cu PewDiePie. M-a zis Flavian, în față avem exact aroma reprezentată prin copacul, cred, Yuzu, care produce fructul. Avem numele, da, Inspired by Pewds, sus. Toate nebunile astea de grafică pe spate, oricum arată ceva mișto. L-au pus ca lumea pe PewDiePie, l-au desenat chiar mișto, adică pe lângă că el e nebun, l-au pus într-o postură de asta mai serioasă și da, aici chiar avem, e mișto făcut. Pe o parte avem Pewds, pe cealaltă parte logo-ul G Fuel-ului, sus G Fuel Energy Formula, jos pentru cine dorește, iar fața Inspired by Pewds. Chiar mișto. Haideți să îl deschidem. Ca să vedem dacă ne-au băgat și 900 de euro acolo. În primul rând vom începe cu shaker-ul, hai să începem cu shaker-ul. Bă. Așa, la prima vedere, shaker-ul este culoarea fructului Yuzu. Este... Capacul este galben, ca și fructul Yuzu. Dopul este un verde deschis. Aici este logo-ul PewDiePie. Din nou acele valori.
Iar pe cealaltă parte G-Fuel. Bă, destul de simplu, nu e urât. E separatorul și... din interior este verde, deschis ca și topul. Acesta se folosește pentru gheață, când pui gheață să nu-ți, bă, să nu-ți vină gheața în gură. Că se bea rece, știi? Dacă n-ai apă din frigider, îți pui gheața. Interesant. Am uitat stickerul. Unde-i stickerul tău? E pe aici, în spate. Stickerul este clasicul sticker de primăvară. E același pe care le-ai avut până acum. Da. Ok. În spate și... acum tobul. Să vedem. The tube. Tubul frumos. Arată foarte... curat și foarte multe detalii din ce pot vedea. Ia, îi dau eu puțin mai la apropiere. Da, e chiar interesant acolo pe față. Și culorile astea, mi-mi place combinația asta de albastru spre mov. Chiar e mișto făcută. La prima vedere, sus, inspired by Pewds. PewDiePie cu costumul lui de samurai și cu sabia. Bineînțeles, avem și copacul Yuzu acolo. 40 de servinguri, sugar free, energy complex, endurance complex, focus complex și reaction complex, cele clasice. Mă uit acum pe supplement facts, nu văd nicio schimbare. Este clasicul ca la toate tuburile, pentru cine dorește să știe. Da, nu știu, așa este la tot. 15 calorii, bineînțeles. Bă, e mișto. Chiar e mișto. Arată frumos. Și haide să-l deschidem, nu? Da. Să deschidem. Eu îl deschid așa. Bagi unghii acolo și să se rămână și pe capac, știi? Nu prea am unghii. Hai că l-am deschis, suntem abrupt. Haideți să-i băgăm primul miros, a? Bă, ca mirosul, nu se simte mai nimic. De fapt, simt puțin ceva acrișor. Eu simt un pic coc, așa, de prăjitură de aia cu lămâie, nu știu cum să zic. Miroase mai bine, bagă-nasă puțin mai mult. Bă, intră nas după aia. Miroase a ceva acrișor puțin. Bă, miroase de acrișor, ce asta? Dar miroase și ca ceva medicament, dar mereu, ca la vechile review-uri, am observat că mirosul pudrei nu este la fel ca și mirosul în apă. Am noroc, scopul meu este fix la suprafață, tu poate trebuie să-l cauți. Xam? Niciodată să nu puneți prima asta îndesată, mereu o dați jos. L-ai găsit? Așa cred că arată și băieții că fac trafic de cocaină. Am pus apă, haideți să punem și aroma. S-a pus prafurile, nu încercați acasă, copii. Dai. Bun. Mă, chiar miroase prăjitură cu lămâie. Eu o să-mi pun în shaker-ul Winter White, deoarece să-i vedem culoarea aromei. O să-l folosim pe ăsta ca color test. Am pus și eu cam mult. Hey, a, așa e, perfect. Sculoră deja. Haide să amestecăm. Închide bine, vezi și dopul să fie închis bine, că altfel dă pe jos, mi s-a întâmplat odată. Adică ăsta l-am închis, dar nu și dopul. Știi ce zic? Gata. Amestecăm undeva între 30 de secunde și 1 minut. Cred că este de ajuns. După cum putem observa, culoarea este culoarea de limonadă, de citric, așa, limonadă, un galben. Îmi place limonadă. Intens. Amir, nu se vede, băieți, că atâta s-a putut. Haideți să mirosim.
Primul miros în apă. Bă, limonadă miroase. Miroase puternică limonadă. E un miros foarte bun. Ca limonada aia care ți-o face la terasă. Bine, aia bun. Un miros foarte bun. Hai să gustăm, nu? Hai, noroc. Băi, bun. Bine, nu prea place limonada, dar chiar e bun. Adică chiar că o limonadă de aia de la terasă se simte, adică nu văd diferența. E puțin acrișor, se simte gustul de citric. O limonadă, dar puțin și dulce și acrișoară. Nu. Adică, cu, da, cu tot ce trebuie. Cu zahăr și cu tot ce trebuie. O limonadă cum ți-o faci tu acasă. Chiar e bun. Este mega bun. 100% acesta va fi aroma verii. Este o aromă de vară, o aromă deci așa ciobei rece de limonadă, da, perfect de vară. Cu siguranță o să o beau zilnic. Gata, că după nu mai pot opri, efectiv e prea bună. E bună, bună. Ia cu tine și inima, 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 haideți să comparăm produsele ce am găsit în magazine și să vedem care seamănă cel mai mult cu aroma lui PewDiePie, Yuzu Slash. Vom începe cu această Merlin's Lemonade. Avem aici două pahare. Să trăiască, da, și... Vom pune câte puțin să nu, da, da, știi ce, zic așa, o gură de fiecare, că avem multe produse de testat. Nu, se trebuiască și o budă după aia. Mă, bă, ce acră e asta. Mai acră ca viața, Flavian, asta. Nu mai. Are gustul ăla de lămâie, dar da, foarte acru. Yuzu Slash este mai dulce. Să zic că seamănă undeva la 30%. Ca, da, ca foarte așa, puțin. Da. Al doilea produs pe, cu care îl vom compara este prigat de limonadă. Să vedem dacă ăsta e mai apropiat de cel de... Da, acela chiar foarte puțin. Se pare tău, se pare. Puțin așa că avem multe. Ia să vedem. Mă, ăsta are gust de chimical. Da. Prigat no sponsor. Parcă are puțin... Are, dar mi se pare că se simte gust de chimical. Da, nu, tot așa, 30%. Acesta nu este acrișor deloc, în opinia mea. Nu e. Nu e deloc acrișor, iar yuzu este puțin acrișor. Al treilea produs ce îl vom compara este Ulu Duck Limonata. N-am avut niciodată acesta. Haideți să vedem cum este. Așa ceva, nu știu ce. Da, e. Stai, nu? Da. Da, da, asta. Hai, noroc. Noroc. Ăsta are cel mai mult gust. Cred că deocamdată, da. Ia, mai pun puțin. Mai vrei și tu? Nu, că mai am. Ne testez și un pic de... Ia să vedem acum. Yuzu Slash este mult mai bun și mai dulce. Da. Nu da, seamănă perfecție. La 50% tare. Nu seamănă la perfecție, dar este undeva cel mai apropiat de până acum. Următorul produs ce vom compara este capi de limonadă. Hai să vedem. Atenție, Yuzu Slash nu are deloc gust de mentă. No, nu, nu. De obicei limonada e cu mentă, dar nu acesta bine, nu se pune peste tot. Nu de aceea, dar am văzut și capii limonadă cu mentă și limonadă simplă și am zis eu până la urmă limonadă simplă. Are gust de mucegai, gai, jur. Bă, tu mi-ai luat băuturi stricate, aici am o Flaviane, nu te-ai uitat dreptul pe expirat. Am găsit și această Fanta cu lămâie. Nu zero. Cred că, da, zero zahăr, nu cred că va avea același gust. Hai să vedem, zero zahăr, asta e zero sugar free. Haideți să o cumpărăm. Ar putea fi. Ar putea fi. Până acum cel ăla... Uludac. Era să zic, furcesc. Furcesc, uludac, limonata. Asta are și...
În niciun caz. Nicio legătură nu are cu limonă. Da, deci Fantasta cu lămâie nu are gust absolut deloc. Este ca o apă minerală așa. Foarte acidă, nu are niciun gust. Haideți acum să comparăm, am portocale, mandarine și grapefruit și eu v-am compara cu limonada care seamănă cel mai mult cu Yuzu Slash, aceea Ulu Dag limonada. Punem 70% limonadă, 10% mandarine, 10% portocale și 10% grapefruit. Bun, avem aici combinația din cele trei. Uite așa, să mă arăt ficat. Prima culoare este puțin mai portocalie decât în mod normal. Haideți să gustăm. E neagră. Da, nu e aceeași. Începutul e... Începutul seamănă puțin, dar după se simte mai mult portocala în asta. Aici Yuzu Slash-ul e mai dulce, așa, mai aroma aceea de... Duce mai spre lămâie. Da, mai spre lămâie, mai limonadă naturală. Bun, și ca să încheiem, este o aromă foarte bună pentru vară, cred că o să o beau zilnic, 100% o să fie aroma verii, este acea limonadă 100% de la o terasă. Nu are acel gust artificial, bineînțeles și ai făcut artificial, dar cealaltă aromă de G Fuel, mai ales Tetris Blast la ultimul meu review, este o aromă 100% artificială, se simte clar că e artificială, în acesta aromă nu se simte absolut deloc, zici că eu acea limonadă 100% și o poți găsi în parcuri și peste tot. Se simte gustul de acrișor, se simte lămâia, după vine gustul acela dulce. Și haideți să-i dăm o notă, nu? Pentru prima dată eu zic că un 9,59. Prima dată când beau un G Fuel și mai ales pentru că, iar la fel, aici e și vorba de gusturi. Dar gustul ăsta de limonadă chiar e super bun. Dacă îți place limonada, deci, da, se merită. Dacă îți place limonada, o să fie aroma ta preferată. Cu apă rece sau cu gheață, cred că e forță, adică... Da, și eu la fel, o să-i dau un 9. Este mult mai bun decât cealaltă arome. Este, aș putea spune că este în top 5 ale mele. Bineînțeles, există alte arome cu limonadă ca Shiny Splash sau ca Hype Sauce, care este limonadă cu smeură sau Shiny Splash limonadă cu afine, dar nu este gustul acela adevărat a limonadă. Acesta... O să depăr pe cred că cel mai mult. Da, acesta seamănă cel mai mult cu acel gust. Pot să-i dau un 9 sau chiar un 9,3 aș putea spune. Îmi place foarte mult această aromă, o să o beau zilnic acum vara, este o aromă foarte refreshing de vară, 100%. Acesta a fost review-ul meu alături de Dragoș. În viitor o să mai vină și vă mai face review. O să facă un review la toate aromele mele de G Fuel și să le facă un ranking de la cea mai proastă la cea mai bună în opinia lui. Multe arome foarte bune acolo, chiar aș vrea să văd părerea lui. Așa să mă redificat. Trebuie să ne mai vină în curând Sonic Peach Rings-ul, ce au gust de piersică, acele geleuri de piersică de Peach Rings. Am auzit că este foarte bună aroma, abia aștept să vină. Trebuie să ne mai vină Smile More Bahama Mama Reskin-ul al lui Roman Edhood. Și trebuie să ne mai vină și acea aromă Resident Evil Village Maiden's Blood, ce este cu licii, pere și pepene roșu. Acea aromă o are și Dragoș, deci va veni și atunci și vom face un review împreună. Atunci să moare. Este și tubul mare. Este, da, este tubul acela, este cel mai mare tub ce există. Primul tub cu 60 de porții al lui G Fuel, deoarece este un bundle al lui Lady Dimitrescu, care este foarte înaltă. Și vedem atunci ce o să fie, dacă murim sau nu. Acesta a fost review. V-am pupat.